Salutare! Astăzi vreau să fac meniu tot aproape de la Tim Hortons, dar un brand canadian aici, de cafea, de mai cu maple syrup, colbazat, dar mai mult la ei tot este pe gogoș, dar ei mai au și niște burgeri de genul Cal la KFC, așa că o să vedem. Am ieșit afară, aici în parcare și nu am răbdare să ajung până acasă, că trebuie să mănânc mult, am luat cât 12 gogoși, puțin putea să mă ieftin, am luat la cutii și unii să repet, am luat din cei mai exclusivi. Plus, e cald, ei îi gătesc pe loc și mai mult jumate dintr-o și sunt proaspăt acum făcut. Ce că vreau să gust, original, original glazed, acela simplu lor, că e călduț. E proaspăt, e cald și s-o primit. Unii nu erau în stoc. Pe urmă, am ajuns din urmă și nu știu că este apărut. Acum de pe linie. Nu e important pentru că în stoc nu era doar aici, așa că ne l-a dat. Și apoi am să explic încă două unități care nu erau, dar eu am variante mai bune sau similare și am să explic, nu și niște strașnic, numai 1, 2, da, două unități nu erau în stoc, dar am similare. Este original glazed, e foarte bun și foarte diferit de Krisp Krim, care mie mult îmi plăcea. E într-adevăr diferit. Și apropo, mi-a dat mai mult, mi-a dat 2 de ăștia originali și de alții. A, dar stai, alea, și ala ne l-au adus până la urmă. Nu, trebuia să lipsească 3, e că ăsta ne l-au adus din urmă, ne l-au dat și încă unul ne l-au dat și lipsește doar unul. Care bucăți de brownie. Eu am cu bucăți de fursec deasupra. În rest, înăuntru și glazura e tot așa. Și ce era asta? Da, și lipsa acela cu glazură de maple și mi l-a adus. Deci, practic, bucăți de brownie, care nici nu știi și mi-mi plac, dar ori brownie, ori de fursec, e tot așa, numai că sunt negri. Nu mai are problemă. E că așa în cutie este de 10, este 20-50 de bucăți, mini unități, mini Tim's. Ele sunt diferite gusturi, umpluturi, clasice, apple fritter, ciocolată. Asta e clasică. De fapt, nu e clasică. E cu căpșună. Zgogoș, mici, umpluți. Cu dulceață. Glazed, apropo, e mai mult căluț ca la Krispy Kreme. Eu aș putea spune chiar poate că și e mai bun. Orică era cald, orică nu am idei. Nu așa ceva. Să zicem cât și mai este. Că este glazurat. Este simplu glazurat. Este am interesant cu cei. Nu-mi dau seama deasupra. A, e ca cremă de custard. Așa că simplu, spre mirarea mea era foarte bun. Eu aș spune pe un... Chiar pe un 8 solid. Eu nu pot să-i dau notă mai mare pentru că el n-are nicio umplutură, dar era bun, bun. Chiar bun era, mi-a plăcut. Eu zic ceva scurțoară și mai negru la culoare. Nu zicem aici. Să arat, data viitoare, în alt clip am să încerc pentru că am 18 gogoși cu aia este, poți și aproape 20 de gogoși în total din cap. Și n-ați ne ajungă loc în stomac. Și data viitoare au un cheat meal, a zis și ați mănânc burger de la ei de găină. Și diferite lucruri fix ca la KFC cum au. 3,75 cutia asta micuță, gogoși care sunt mai premium 3 lire, care sunt aștia mai mici, 1 lire, 69, 2 lire, ceva gen, eu am luat în cutie. Adică aici era apple pie, white birthday, old flesh in it, care l-am mâncat deja fără nimic. Chocolate glaze, dacă așa să-l mănânc. Honey dip. Strawberry field era primul. Și chocolate trifle. Nu e ca sprinkle actelui.
Are gust gustușoară. Nu-mi placă zahărul ăsta colorat. Nu-mi place. Niciodată nu mi-a plăcut. De la Birthday Cake. Dar ca gust e gustos. Are gustușoară ceva. Și gogoși îi fac că pe loc să vândă, tot, îi fac ei toată ziua într-un mai fac îi vândă, îi fac îi vândă așa că i-au făcut și îi stau acolo o zi întreagă. Și asta e bine, sunt proaspeți, pentru că jumate din care am cumpărat, a pregătit tămâie, pentru că la vitrină, jumate era gol. Și care erau la vitrină, care de 10-15 minute făcut, care îi făcea prost. E bun, îmi place. Aia este micuță ca gustare. Și pe un 7 merge, pentru nu chiar dugoș. Am venit în afara Londrei, doar pentru dânsă. Și gustă, că este apple truffle. Tot cu bucăți negri și ăla. Încă așa. Ca un truffle înăuntru, văd că e mai negru pe din afară. Ciocolată nu-i preferat meu, dar regenerat ca textură merge. Interesant. Cred că primul tot o scos de este cred că pădâșe. Brand canadian, apropo, ăsta. Nu știu cine în Londra e n-o scos. Magazin. Ei iau în afară Londrei câteva locații. Cei mai apropiate. În afară Londrei la vreo 50 km. E părțișor. Să puteași mai aproape. Am luat o cutie de 6 și o cutie de 12. Deci de mâncă de care mai am să iau altă cutie. E ca așa cutie. De 6 unități micuță și de 12 la fel mai mare. Așa că ei, din cauza că nu au avut și s-au greșit cu comanda, mi-au dat câte 2. Ei au înlocuit pentru început aceia care e lipsă cu alții, i-au dublat, după asta când au apărut, mi-au mai adus mai mulți. Iau cu 6 de. Adică este simplu gogoș cu chocolate glazed, adică glazură de ciocolată. Adică deja este o simplu gogoș obișnuit. Găzut ciocolată, nimic obișnuit, un pic amărăciu. Iată 6, nimic special. Double chocolate. E gogoș ciocolată și glazură de ciocolată. Ca și precedentul, doar că nu e alb. Asta nici nu gogoș, este cake. Simte la textură, nu ca gogoșul. Dar ca brownie, ca un fel de sponge cake, dar mai tare, da, brownie. Este cake donut. Din biturile și ele negre, care erau cam fix așa, așa la fel. Tot pe un 6, nimic tare, tare special. Ceva nou doar interesat. Apropo, 30 de lei am plătit absolut tot. Dar normal trebuie să plătesc mai mult, pentru că dacă gogoșul unii sunt 3, unii sunt 2, 1 liră, practic numai pe vreo 12 gogoși aș plătesc mai mult, dar pentru că am combinat în timp, ești mai ieftin. Vanilla dipped, cu sprinkles, e ca așa. La fel e gogoș obișnuit ca și el ciocolată, doar că cu o glazură de vanilie și cu aia se apare. Vanilie, glazură, zahărul ăsta tare. Dar așa, pentru că nu e nimic special, e ceva simplu. Următorul film mi-a dat 2, e că este acela care trebuie să lipsească, este Maple Dip, care e cu scufundat pur și simplu cu gogoș obișnuit în asta, maple, în sirop de arțar, glazură de sirop de arțar. Glazură obișnuită, pur și simplu, nu știu glazură, gogoș obișnuit. Nu? Glazura e mai gustoasă. E zahăr cu gust, pur și simplu. Gogoșul e cam ca la Crisp Cream. Gogoș ca gogoș. Ești deja depinde de umplutura mai mult. Pe un 7. Boston Cream. Asta trebuie să fie umplut cu cremă de ou custard, da? Cum e ciocolat custard la... Asta cum îi spune... La Crisp Cream. Totuși ciocolată și cremă de ou, dar aici e Boston Cream se numește. Deci o cremă de ou cu vanilie. Trebuie să vedem. Ciocolata de supri, într-adevăr nu-i glazuri, ciocolată, cacao, sunt amărăciu. Și cremă de ou.
similar ce și la Crisp Film cu startup. 7,5. Următorul gust, care ne-a pus vreo câteva la fel, plus ne-a mai înlocuit, ne-a mai adus, e că ăsta era Maple Dip, dar ăsta e Maple Donut. Da. Și ăla era Dip. Nu zic să spun, e mai corect spus de așa. Unii Maple. Apple Pie, Old Fashioned Apple. Maple Dip, așa ăla era? Este Maple Donut, pur și simplu. Asta trebuie să fie și umplut, dacă nu mă greșesc. E umplut ca și Boston Cream, dacă nu e ciocolată deasupra, dar e Maple deasupra, fix ca la șala gol. De asta și-am spus că șala gol nu-i mare pierdere, pentru că este la fel, numai că e umplut. 7,75. Canadian Maple, ia ca consumi, așa de Maple Dip este Canadian Maple. Mai am unul. Strawberry Vanilla Donut. Vanilie glazură și umplut cu căpșună. Trebuie să fie. Am mult că precis, dar s-au rupt în două, să vedem ce se aude. Oh, da. De mult îmi doream de căpșună, pentru că de zmeură doar era la Krispy Kreme. Crisp Cream avea raspberry și întotdeauna spuneam, dacă era de căpșună era mai turbat și într-adevăr e gem de căpșună, e bun. Mult mai bun cu și-au de 10 euro. 7,75. Așa, deci mi-am luat un milk, cafea, ca băutură, pentru că deja vine pachetă. Am decis să mai iau și să arată cum nu se vede în data viitoare. Ei n-au fries, dau wedges. Mi-am luat cu sos chipotle. Am spus că de ce nu, dacă tot e mai vesel. Ne zicem cartofi cu hummus. Wedges nu sunt... Nu sunt de-asta fries. Ia să muiem în cipote. Sunt mult căluțe, sunt gustoșei. Un pic de seasoning. Am decis să nu-mi iau sosuri barbecue, sweet chili, ketchup, pentru că sunt clasice. Și că am luat la ei Tim Hortons, e ca așa. Ce am luat? Ei iau wrap-uri, da? Care tot e cu găină. Găină vegetariană într-un fel fără carne. Au un wrap, au sandwich-uri obișnuite care pur și simplu cașcaval, cașcaval ham, dar e stupid, adică pâine, cașcaval, pe grill topite, nu e nimic special. Din burger am luat unul, că cum era limitat la KFC, că ei iau cu varză, cu maioneză de lor afumată, brioche bun și înăuntru e clătita prăjită de găină fix ca la KFC, doar că aici mai este și cașcaval și cu hash brown, pentru că am luat full stack, am luat cel mai scump 5 lire burgerul. Pentru că asta, cum îi spune, ei au simplu, care fără hash brown, da? Dar eu am decis să iau ca la KFC, cum era ediția și e turbat odată a apărut, amuia nu mai este, care era, puteai șunc spui, dar n-am mai pus. Dar ca brioșul ban mi îmi place, pentru că este cu unt și cu ou. Wow. Și că așa arată. Da, avem cașcaval, maioneză afumată, varză și hash brown. Am decis să iau așa să le gust pe toate odată. Au și micul dejun toată ziua, nu ca la McDonald's, ediție limitată. După gogoș, vreau ceva să arat. Dar și n-am așa de multe degustat, pentru că într-o masă, într-un clip, mai încât cu toate, pentru că mai lung. Acasă, restul gogoșilor, premium am să le gust. Pentru că ăștia nu erau premium. Unii poate. Așa e mai premium și mai scump, acolo. Dacă așa e. Este maioneză obișnuită albă. Maioneză ca de-asta roșie. E gustos, îmi place. Dedesubtă e albă. Deasupra e roșie. Afumată. Varză. Hash brown, da, cu o fetă de
cartof, piept de pui prăjit crocant, super bun, ca la KFC. E ca fix așa ceva, numai că nu era brioș bandă, simplu bun. De susan mi se pare, că la KFC am mâncat, fix în fix, e ca așa. Așa la tot foarte, foarte mult mi-a plăcut, pot spun că ambele au fost gustoase. Dar este fără hash brown și maioneza, pur și simplu, e simplu. E ca fix așa care e un pic mai ieftin. Fix de asta este și la KFC și aici. Cam plus minus e similar. Dar îmi place. Aici stai pe un 8,5 solid. Mai ales cu brioșul, banul mare, cu sos. Gustos. Hash brown, hash brown. Și în Africa e cartof prăjit. Ca și găina asta, că doar nu-i făcută de dânsă sau au dus în jupi și planetă. E găină. Da, combinația de sosuri mai mult se face, dar e bună. Apoi au la breakfast. În fel ca la McDonald's. E muffinuri cu sosă ce care îl urăsc, pentru că sosă ce nu-i vită. Dar e ca un fel din cremuș făcut, chiar la ceea, și nu-i bună. Nici nu știi. Dar acesta era singur lucru care așa mai diferit. Și bun, îmi place. Fries nu au, dar au wedges. Deci nu. Cartof. Gogoș, honey cruller. Cruller că e așa forma, dar honey că e honey glazed, probabil că. A? A, și un plut încă. Are un gust foarte diferit, da. Eu n-aș fi un plut. Are ceva înăuntru, dar nu înțeleg și honey cruller. A mierii de albine. Ne-a spune că e super turbat de bun. Dar ceva interesant că a degustat ceva nou. 7.75. Apple fritter. Întotdeauna am vrut să gust așa ceva. În America văd cât de se mănâncă. Și aici pentru prima dată să mănânc și eu un apple fritter. Dar după dată logica trebuie să fie ca gogoșul aluatul. Și în interior ca plăcintă, trebuie să fie bucăți de mere, ceva de măr și scorțișoară, așa și este. E asta e scorțișoară. E ca o plăcintă de analog de gogoș cu măr. Scorțișoară. Nu e rău. Nu, îmi place complet de scorțișoară și măr. Un fel de apple crumble sau cum bramble apple pie. Ceva de genul. 8.25. Și e că gogoșul care nu era în stoc, e că exact la fel, doar că aici e cookie dough, dar lipsește chocolate brownie. E exact la fel, doar că bucățile este de brownie trebuia să fie. Nu știu dacă este cookie dough, i-a luat de fursec și ciocolatul, după cât eu văd și înăuntru, că văd că e tăiat parcă în două și e umplut aici. Vedem? Da, e luat de fursec deasupra. Sărățel încă. Da, el de jur împrejur e tăiat și e umplut cu Nutella. Aici deasupra e ceva zahăr sărățel, ca un fel parcă caramel salat, e salat, prosecul și crocant. Și asta e ceva ciocolată, nu e Nutella, dar parcă e Nutella. Da, dar jur împrejur se vede că e tăiat și e umplut. 8,5, că ăsta e bun. Ăsta e din Deluxe, 3 lire 1. Am ajuns acasă și se termin, e ca și cutia mai mărișoară, în care acele exclusivi erau, plus ele sunt câte două, că așa mi-a ieșit mai ieftin. Dă încă o dată să-l vedem pe ăsta care e cookie dough și trebuia să fie cu brownie, cu miroasă. Sunt eu că gustul chiar am presul tot acolo. Crocat și salat un pic. Asta neagră.
Era ca la Boston Cream, dar că nu mai avem ciocolată. Așa din Dunkin' Donuts, Krispy Kreme și Donut Time sturbat. Asta ceva de genul, ca Krispy Kreme, doar că alte frumusețe. Apoi am luat 2 de strawberry cheesecake. Da? Avem ca așa, gugoș cu de cream cheese icing-ul, bucăți de biscuit crumble de asta, ca la cheesecake baza, dulceață de căpșună, după toată logica înăuntru trebuie să fie căpșună. Nu doar căpșună, dar și o cremă albă, gen cheesecake. Da. Deci asta de căpșună, dar cu așa de cremă de asta albă. Că dată din șacată și tot meniul a mers. Că un rapor de astea standarde care tar mult nu schimb temperatura, n-am vrut eu pentru că chiar nu avea niciun sens. Și eu n-am mai gustat lavaș și tot așa ești piept de pui ca hamburgerul care l-am mâncat. Ori muffin, și tot așa la cașcaval care era acolo și am decis ceva așa mai interesant sub gust. E ca apple frită, ca și așa simplu, doar că cu crumble deasupra, cu glazură și aici încă e umplut. Se numește maple apple frită, adică are și ceva înăuntru. Da. Caramel. Ai pe frituri cu împătură. Și tot scorțișoară și tot măr. Fix ca așa, numai că next level. Și crumble văd că e ca așa aici. Aici, apropo, e biscuit de biscof. Deasupra el sunt la gust, el e parcă biscof. Da. Căpșuna nouă. Apple fritter cu caramelă nou și mai avem caramel maple glazed, tot e maple glazed dușeala, fuge, bucăți enorme de fuge și cu sirop de arțară încă deasupra. Deci al care eu l-am mâncat, apera cu alb înăuntru, dar este cu caramel ca și apple fritter plus apple fuge deasupra. Da, nota nouă. E plin de caramelă. Super bun. La pălciuși deasupra e fixa ca și așa, și ala era alb. Nu, asta e mai bun. Turbat. E pălciuși de astea, nu e pălciuși, dar fiziul de enorme. Dar astea sunt premium. Aici așa e mai bun, nota nouă, la toți. Odată încercați, merită. Asta a fost tot pe tot ce era la Tim Hortons. Restul nu se merită, ca muffin-uri ca la McDonald's, sausage, cheflașeia, cum am spus, nu se merită. Eu am vrut ceva interesant, nu ca la toți. Când duci la fiecare restaurant, mănânci muffin și în Africa e muffin. Așa că asta a fost tot, ne vedem în următorul clip. Pa!